Am revenit în direct, iar la cererea poporului, sosurile picante au revenit, oameni buni, o rubrică de câți ani e, mă, la emisiune la noi? De vreo 2 ani de zile. Doi ani? Încercat alții să o ia pe la alte emisiuni. Ai văzut, bagă să mănânci scârbos, să faci ceva, dar aceeași mărie cu altă pălărie. Ei bine, originalul este aici. Catalin. Provocarea picantă revine, iar victima de astăzi este Andreea Perju. Mamă, ce bine arăți în rochia asta. Dar știi de ce mi-am pus rochia asta? De ce? Că am spus că dacă e ultimul drum, măcar să fiu îmbrăcată frumos, machiată sunt, coafată sunt, rochia e nouă. N-aș vrea să vorbim despre lucrurile astea în perioada asta, știi? Hai să vorbim mai bine de sosurile noastre picante și să spunem celor de acasă că această rubrică este în premieră și exclusivitate pe România, cum mai fac unii în America care au copiat-o de la noi. Noi am făcut-o acum 2 ani, în America fac de vreo 10 ani, dar au copiat-o de la noi. Păi normal că au copiat-o de la noi. Nu, dar pe România suntem... cum e? Avem franciză pe România. Da, exclusiv, franciză exclusivă pe România. Franciză. Nu, că acum primesc mesaje ce cine amăruță, dar Jimmy Fallon face și el. Păi noi pe România, de asta zicem. E normal, noi suntem în România, ce asta ne raportăm. Bună ziua, Andreea Perju. Bună ziua. Mănânci iute de obicei? Nu. O să-ți ia gura foc. Okay, ești pregătită? Da, fetele mi-au pregătit o pastilă, mi-au zis că îmi dau nu știu ce pastilă. Ai semnat hârtie? Am semnat și hârtie. Bă, fraților, voi vă dați seama că ăștia m-au pus să semnez hârtie pe propria răspundere, că mi-asum că dacă mor e problema mea. Deci nu vreau să mă gândesc cum să... Dar de ce torni? De ce torni? Ca să pun presiune pe tine. Torn o picătură, da? O picătură și trece... Opa, uite, un stup am pus. Perfect. Deci... Prima întrebare, o citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare. Hai, Andreea Perju, că ești curajoasă. Deci, întrebarea o citești în gând. Păi tu când scrie spre aeră, mă? Păi nu, rupem întrebarea. Nu rupem întrebarea. Uite, numele... O să zic. Mai ții minte trupa Reflex? Reflex, știu că caută. Trupa Reflex, mai mi-aduc aminte de ei. Da. Zi. Cornel, cred că îl chema, dar e mult spus ce scrie aici, dar poți să citești. Cornel Trupa Reflex. Imediat, domnule. Abia ți aduce aminte numele? Păi da, că nu e cum... Nu scrie. Reflex. Nu, erau două fete, Radu. Deci răspunsul Cornel Trupa Reflex. Ia ciucă pentru cei care ascultau muzică românească în anii 90. Imediat. O aventură. Ah, nu pare să cred. Urcă în mașină și hai să dăm o tură. El? Da, ăla cu cutițe. Ia, dă-i pe amândoi ciucă și să-l vedem pe Cornel. Dar e too much spus ce scrie acolo. Brunetul sau blondul? Sau brunetul. Brunetul. Că blonda eram eu. Ia. Cornel. A fost imaginea. Vă rog frumos. Văd imaginea pe ecran și a dispărut imaginea. Ia. Cornel? Laptop aici. Cornel, stai mă, nu e de la DeepSci... Nu știu, frățică, ce mai face. Nu mai știu nimic despre... Zilele de astăzi, cântă cu Andra la Barcelona. Doni, nu e Doni? Ia, caută, Doni. Ia, dă-i un pic să văd. It's too much for me. Stai un pic să facem aici. Ți-am zis acum, într-o altă viață s-a întâmplat. Tu acum mă pui să știu toată viața. Dar el e... Doni, scrie așa, Doni. Doni, dar-s mulți. Păi nu, Doni... Doni, dar-s... Ia, nu, Doni e artistul. Doni de artist. Hai, Doni de la Paris. El e? El a cântat la Reflex. Stai mă, nu, că mă speriați. Lasă-mă în pace. El e? Da. Baby. Dar e too much ce scrie acolo, dar citește și după aia poți să-ți zic. Citești sau mănânci iute? Nu mănânc iute. Înainte să te căsătorești, care a fost ultima vedetă cu care ai avut o relație amoroasă? E aventură, dar presa nu a aflat. Da, nu este nici aventură, este o tatonare, e mult spus relație, din asta de adolescenți. Adică? O iubire adolescentină. Ne-am pupat, ne-am ieșit în oraș. Japonia! Perfect. Mergem mai departe la întrebarea Doni. Băi, să nu-l sunați pe ăsta, vă rog, e frumos. Stai că-i dau mesaj. Nu, nu-mi place, nu-mi face din asta. Te rog să nu faci măgării, că încep și eu ca Alexandra Stan.
Ia. Mamă, ce-am făcut-o. Dar de ce mă doar de aici, mă? Băi, băi, nene, întrebările sunt de sosurile picante. Ai dat de dracu, Radule. Showbizul nostru ia foc. Leșina Radu moare. Citesc? N-am ce dar e pe bune. Dacă nu ai fi măritată cu ce vedetă din showbizul românesc, te-ai căsătorit și mâine. Răspunsul este... A murit, asta nu-i vedetă. Răspunsul este... Casă de piatră, Ciucă. Mulțumesc, doamnă. Iartă, m-am râs, m-am amuzat rudă. De asta e scopul. Mie-mi place. Radu, nu vrei să mănânci tu din astea? Nu, că n-am nimic de ascuns. Băi, lasă-mă în pace cu întrebările astea. Da, mă. Deci ce-mi place mie de vedetele care vin aici la show. Știu despre ce este vorba. Văd link-uri și când ajung aici... Voi, păi măruță? Stai un pic, că nu mă așteptam. Nu, măruță, că n-am nimic. Întrebările ăștia... care mi-au făcut. Păi, măi, când tu? Păi da, da, păi, eu poate acum mă și rup întrebarea. Și lumea nu știe. Și tu dai de înțeles. Hai de bine, hai. Zi. Ce să zic? Trei nume. Trei nume? Dar tu ne... vedeți ce a făcut Măruță? El află tot. Tot află. Păi da, dar eu rup asta și toți oamenii care au fost aici în 2 ani de zile, ai nimic n-a plecat vreodată de aici. Bine. O să mănânc. Da? Mănânci? O să mănânc, da. Opa, dar trebuie să-mi dai trei nume. Îți dau. Să mai, mi-a căzut puțin mai mult sos. Dar vezi că iute, ți-am zis. Chiar iute. Da. Zi. Laurențiu Duță. Adi Sână. What? Și... Jorge. De lasă-mă să citesc întrebarea asta. Mănânc tot ăsta. Îl mănânc. Pregătiți-mă. Adi Sână, Laurențiu Duță și Jorge. Vezi că e iute, îmi pune și pentru următoarea. Mi-a căzut mai mult. Ia-o pe cealaltă. Ia-o pe aia. Te rog. Doamne, Dumnezeule, dați-mi lapte. Ai văzut că m-am gândit la tine? Că mi-a căzut cam mult sos și am fost corect? Da, tu îți dai seama ce ai aflat tu acum în premieră? N-ai? Mă privești cu alții. Laurențiu Duță, Adi Sână și Jorge. Bandiții. Ce? Eu ți-am zis că e iute, ți-am explicat, dar tu nu, Batman. Eu ți-am zis că avem lapte. Da. Laurențiu Duță. De ce faci așa? Și? Că nu-i corect. Nu, și? Păi nu, ai cum uitat? Ai făcut tu asta, cum ai făcut acum. Și cine mai zis, mă? Și Adi Sână. Gata, hai. Fii atentă. Scuză-mi, dar... Tu. M-a apucat sughițul. Stai că de-abia începutul. Bă, Andreea Perciu totuși e curajoasă dacă stai să te gândești. Nimeni. Fii sincer. Pe bune? Pe cuvântul meu. Serios? Gata. Și dacă te gândești mai bine? Păi mă gândesc, nu. Chiar n-am avut din asta. Sigur? Da, știi tu ceva ce eu nu știu? Da. Nu, chiar nu. Rupem întrebarea. O să o citești dacă vrei, da, dar nu. O citesc, normal. Cine din showbizul românesc ți-a dat o țeapă pe care nu poți să o uiți vreodată? Și ai zis că nimeni. Sunt o fată norocoasă. Ia să te văd aici. Ți-am zis că ne documentăm? Cred că dormim în papuci? Stai că-mi place laptele. Da. Sos, să știi că poți să mai iei din asta. Adică n-ar o să mai desfacem alt. Mai poți să-l pui pe altă buletă, zi. Uite, e șampanie. Cred că e... Stai să mă gândesc. Iată, nu dai, stai. Nu, doar domnule, trei lucruri. Am înțeles, mă gândeam acum. Încăpățânată. Egocentristă. Ciucă caută în Dex ce scrie egocentristă, ce înseamnă. Și... adică egoistă, da? Și...
Oricum mănânc ciute, așa că zic nu tu mănânc, ce ai de zis. Nu mănânc, că zic. A, păi de asta ți-alegi cuvintele. Păi, ca să le zic, să nu pară nici și un pic nerealistă, dar prin comparație cu felul meu de a mă raporta. Citesc? Normal. Numește trei defecte ale Giuliei Anghelescu. Egoistă, încăpățânată, nerealistă. Dar să știe lumea care e legătura între tine și Giulia. Păi eu cu Giulia suntem prietene de când aveam vreo 16 ani. Adică ne știm de foarte mult timp. De asta zic că... Foste prietene. Nu, că nu suntem certate. Faptul că am încercat să facem la un moment dat un proiect împreună, da, care într-un final nu s-a concretizat cum ne-am gândit în primă fază, nu înseamnă că ne-am certat. Tocmai de aia am și continuat separat ca să nu ajungem să ne certăm. Egoistă, încăpățânată, nerealistă în raport cu tine, cum ai zis, da? Nu în raport cu mine, în raport cu niște lucruri. Eu sunt foarte realist. Zi-mă, nene, concret. Păi adică... mă, fii atent, hai să-ți spun așa, că apropo de proiectul ăla, că n-am o problemă. Era un proiect pe online, nu? Da, dar nu asta. Problema este așa. Eu când eram în Fetele Marinarului, da, eram pe val. Când eram la Ampuii mei, eram pe val. Eu veneam după 3 ani în care mă bazasem, mă rog, mă concentrasem foarte mult pe tot ce însemna Arezzo, restaurantul, scuze, așa. Iar ea se vedea în Candy. Și eu i-am zis, bă, Giulia, noi suntem acum la nivelul ăsta. Haide, hai să facem cu proiectul ăsta ce vrem să facem, să-l ducem unde vrem. Și a zis că nu, că ea are și BDS Moms, adică ea avea... Iar mie mi s-a părut total nerealist, adică nivelul la care ea se raporta cu nivelul din momentul ăla al ei. Probleme de fete, până la urmă. Normal. Aoleu, doamne. Să nu spui că nu există, că... Aoleu, dar de ce? Nu, nu cred că-mi faci, doamne, păi, nu cred. Rupem întrebarea, nu știe nimeni, dar e tare. Da, da, e de... Doamne, da, ce întrebare. Om! Da, da, o să mănânc iute. Da, e tare întrebarea, jur. Da, e, ok. Zi, ia, jur. Că-ți curios? Mă enervez, doamne, măruță, măruță, noi doi suntem pieri. Sosurile picate, mi-a fost dor, mi-a lipsit 2 săptămâni, crede-mă. Ok, cred. Mi-e rușine, mi-e și rușine. Da, mă, după întrebarea. Ok, da. Doamne. Dana Săvuică. Și... Dar au fost mai multe, știi? Care au venit și au așteptat. Așa? Dă-mi. Mă rog, da. Tu zici mamă, trei nume. Și zic. Așa, doamne. Și Gina Pistol. Nu, cred. Gina Pistol? Am zis. Citesc? Nu! Nu mănânc toată asta! Nu, 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 chiar nu, că e, este atât de urât... Gata, m-am rupt. Și Giulia. Și Giulia? Mai vrei să-ți mai zic? Da, mai zic. Deci, Giulia, el mai vrea, el vrea o listă. Giulia, Gina Pistol și Dana Săbuică și... Și atât. Nu e, mai, gata, okay. Nu mai contează. Păi acestea mănânci. Fiind spuse... Nu, trebuie să mănânci apoi lapte. E invers. Și iar mediu. Îmi dai din ăsta? Doamne. Gata, da. A fost de treabă. A pus, a pus-o. Uite, se vede. Mi-a scăpat și mie prea mult. Mă apucă sughițul. Hai că trec la următorul sos, să nu zic că telespectatorii, că măruță, ce faci, nu mai pui sosuri? Mama. Ba da, ia uite aici. Voi... Este că și aici mănânci? Este? Ce, mă, suntem specialiști. Specialiști. Nu, încerc o altă... Eu nu am niciun regret. Chiar nu am. Dar zi numele. Dar nu pot. Păi da, îmi scrii dacă am regretat-o ulterior și n-am regretat. Deci nu-i corect. M-auzi? Da. Iartă-mă, eram un pic aici la... Deci, am pregătit-o? Da. Deci nu? Nu. Adică pentru că chiar nu ai regrete. Nu am regrete. Cu ce nu vedeta ai că... avut o relație aventură pe care ulterior ai regretat-o? Și ai zis că n-are regrete. Chiar nu am. Doar că în momentul în care văd că... Știi ce se întâmplă oamenii despre mine? Nu știu lucruri foarte multe. Că nu am... Și nu ești o tipă foarte mișto. Păi da, dar în afară de asta, că asta știe toată lumea. Corect, are dreptate. În afară și de foarte frumoasă, uite-te la televizor. Fă-cu ochii un pic așa. Atât. Bun. Așa. Și voi acum,
vreți să aflați, deci numai asta, vedetă românească, dar vedetă românească. Dar tu ce crezi, să te întrebăm care e ultima carte pe care ai citit-o, când ai fost la film? Întreabă-mă și pe mine, vedetă de afară, cu cine te-ai căsătorit mâine? Vedetă de afară, crezi că interesează pe mama lupană, era vorbă pe vremurile noastre, sau cu ce vedetă de afară te-ai pupat tu? Interesează aici pe plan local. Astăzi. Vrei neapărat să știi sume? Da. Dar nu vrei să știi de ce am făcut asta, mai bine? Ba da, spunem și suma. Și de ce? Și mai departe, zi. Și de ce? Suma. Suma. Ah. Așa, și ce mai vrei? Atât. 4.000 de euro, răspunsul. Aoleu, Doamne, Cătăline. Nu. Citim? Nu, da. Care este suma pe care ai primit-o ca să pozezi în Playboy? 4.000 de euro la vremea respectivă însemna cam cât? Ce luai cu banii? Luai ceva, nu? Ceva. Da, luai. În 2008. În 2008? Vezi, tu nici nu știai, nici nu mai stocărit. În 2008? În 2008? 2008, 2007 pe acolo. De da, știi ce e cel mai drăguț? Pardon. Care cadă? Nu era nicio cadă. Nu, afară. Era afară. Noi avem toată colecția, mă rog, Cătălin nu are, dar nu... Avem tu pozele ai toată colecția, dar știi de ce am pozat în Playboy? Stai că avem pozele, să le comentăm. A. Era mai interesant ce-ți dădeam eu, dar nu-ți mai dau. Gata, vă rog să arătați pozele. Nu avem cum să arătăm. Nu le avem. Dar ce dragă, că nu eram nici indecentă. Așa, îți dai seama acum că toată lumea caută. Că da. O grămadă de oameni habar n-aveau că am apărut în Playboy. Hai, stai, săpată. Ia uite-l și de pe ce? Ăla. De ce? De? Seamă că n-am înțeles ce ai Radu zis, e... Acum ai săpat în trecut. Ai zis că de ce ai pozat? De ce? Am pozat pentru că am vrut să-i fac în ciuda unui fost iubit. Nu cred. Ba da, care avea toată colecția de Playboy. Și am zis, a, da, stai un pic, o să ai un Playboy și cu mine. Și aia a fost. Hai mă, ți-am zis, când mi se pune, mi se pune pat. Ești periculos, periculos. Și frică. Da, asta nu era o cadă, era o piscină. Era o piscină. Era piscina aici, pare. Și știi unde am făcut? Da. Eu... 2007. Mai am. Păi nu pot, mă. Ba da, mă, și mă, că miute și asta e. Păi dar nu pot, ascultă-mă de ce. Poți. Pentru că nici nu mai știu. Ce ți-aduce aminte? Ce ți-aduce aminte, știi cum e? Ce ți-aduce aminte? A căzut cine? Pozașul ai căzut? Nu, vă rog frumos, nu leșinați! Aoleu! Nu pot să zic. Ba da. Tu spui pac. Dar nu trei, că nici nu sunt trei. Patru. Unu. Nu spune viața. Nu spunem unu. Ordine, nu spunem unu. Ordine. Spunem așa, pac pac niște. Hai să zicem unul doar. Zi. Zicem unul, că ăla înseamnă. Da, cu care mi-a plăcut mie așa. Ia. Nu? Da, să-mi pun ăsta ca instalatorii. Băi, dar mă așteptam și eu să-mi pui o întrebare, să. Lasă-mă că întrebări. Pus, da. Partea a doua, zi întrebarea, răspunsul este? Da, o să mâncăm iute. Da, de atunci. Da, mă, băi, Cătăline! Uite, o să zic Adi sună. Și mâncăm. Tot el? Ce vrei, mă, dacă acum n-a... Nu, am dat de nervi că nu putem citi întrebarea. Nu putem. Nu, dă-mi trei furculițe, te rog frumos. Nu, că mi-e e prea mult. Asta. Băi, nu-i corect. Nu-i... Deci uitați. 8 întrebări. 8 întrebări. A răspuns bine Perju. Andreea Perju. Ca să fie clar. Ce-ți fac fetele? Dă doar din cap dacă-s bine. Le e dor de mine? Și mie de ele, pentru că sunt întotdeauna binevenite aici la emisiune și sunt prietenele mele. M-am mirat că m-ai chemat singură. Am vrut să aflu niște lucruri, mai ei, înțelegi tu. Și am aflat. A, dar știi ce mi-a zis când am plecat? Mami, tu dacă o să mănânci picant, că tu nu mănânci picant, vezi că după aia o să te îmbolnăvești la stomac.
Nu, nu se îmbolnăvește la stomac pentru că medicul nostru, Peggy, specializată în ultima perioadă. Ce? Peggy, te rog frumos, Peggy. Peggy, un fel de... Cum îl cheamă, mă? Domnul Teo de la Survivor. E doamna Peggy. Vino Peggy direct cu foarfeca aici, fă tăierea, pac, în direct. Ia uite aici cum vine Peggy. Bagă și girofarul. Și ce mi-aduce? Ce mi-aduci? Ascultă, mergi, n-ai voie să spui ce, că ce? Uite încă cum n-au plătit. E un secret al nostru. E un secret al și nostru. Chiar trebuie să dau chestia asta? Oameni buni, e Peggy, să știți că este paramedicul nostru. Îl găsiți aici la noi la emisiune și are grijă de pacienți. Bună ziua, doamna Peggy. Vorba la 1-2 sau la salvarea de câini și apare Peggy. Mulțumesc. Peggy, să știți, oameni buni, cum e Peggy? Mergi drept. Mergi drept. Merge drept fata asta? Așa, așa. Așa, bine. Este bună, bravo. Pac, la tine. Bun. Eu nu pot să beau chestia asta. Beau, că dacă nu, o să-ți aduci aminte de mine. O să-mi aduc aminte de tine, Cătăline. De seară îți dau un telefon. Facem un videocall. Ai. Îți mulțumesc mult de tot. Cu plăcere. Andreea Perciu, oameni buni, invitata noastră de astăzi. O fată extraordinară. Iar acum luăm pauză și ne întoarcem în câteva moment.